am fost bombardată cu texte precum Eu te-am dezvirginat, sunt zeu. Bună YouTube și bine ai venit la Toxic, show de pe Twitch în care eu, domnul Vlad, și despoveștile voastre despre bărbați și decid dacă aceștia au fost toxici sau nu. Dacă este o poveste care vrei să ajungă aici, te uite prin intermediul e ului eștitoxic.com și nu uita, noi ne vedem în fiecare vineri de la 20.00 live pe Twitch. Vrei să fugim în lume? Bună seara, minunatule domn Vlad! Superbă Rux, stimați și posibil YouTube. De această dată nu am un pomelnic, dar revin cu o nouă poveste despre un bărbățoi din viața mea pe care îl consider toxic. Ca să nu mai lungesc această introducere, vă invit să călătorim în timp pe vremea când aveam vreo 20 de ani și abia mă apucasem de fumat și de încercat lucruri pe care nu ar fi trebuit să le fac. În această perioadă de glorie se făcea că aveam un cel mai bun prieten, acum nu mai... Nu mi-aduc aminte cum ne-am cunoscut pentru că mintea mea era prăjită de energizante, alcool și anumite substanțe pe care le consumam în timpul liber. Nu, nu mai fac asta. În continuare îl vom numi pe respectivul bărbățoi Ken, pentru că era o păpușă de bărbat, cu niște trăsături perfecte, o mai frumos decât ai mei și o personalitate sensibilă și gingașă. Sau cel puțin așa vedeam eu lucrurile pe vremea aia. Cu toate că eu și Ken nu am avut niciodată o relație, iar între noi au existat doar atingeri nevinovate sau pupici, situația a degenerat într-o adevărată dramă la un moment dat și m-a făcut pe mine să nu mai am niciodată vreun amic de sex masculin. Sunt convinsă că vă întrebați cât de rău a putut să fie, așa că urmează să detaliez din nou deciziile mele proaste în viață și să vă sfătuiesc să nu faceți ca mine și să vă opriți la timp. Cine ne apropiat pe mine și pe Ken au fost prostiile pe care le făceam sau consumam, pentru că de multe ori ajungeam în situații deplorabile și aveam nevoie de cineva să aibă grijă de mine. Acel cineva era Ken de fiecare dată. Nu exista situație sau oră în care el să nu fie disponibil pentru mine, cu toate că de cele mai multe ori nu eram nici măcar coerent. Probabil că acesta a fost momentul meu de toxicitate, îmi asum. În ciuda acestor lucruri, Ken a reușit o performanță pe care eu n-am putut să o înțeleg niciodată. S-a îndrăgostit de mine ca un adolescent, nu era clar dacă era disponibil la orice oră era îndrăgostit de tine, deși era cu vreo 10 ani mai mare decât mine. Nu mi-am mărturisit ce simte pentru bine, decât vreun an mai târziu, când ieșeam din perioada mea de glorie și creier prăjit și începeam să conștientizez lucrurile din jurul meu. În acele momente am realizat că eu nu știu ce simt pentru el și am sugerat să rămânem prieteni. Exact așa cum a fost întotdeauna, cel puțin până când îmi dau seama ce îmi doresc. Nu voiam sub nicio formă să-i răne sentimentele, fiind foarte atașată de el ca prieten. Ken a fost de acord, așa că a urmat încă un an în care, chiar dacă eram amici, primeam tot felul de aluzii, existau momente în care încerca să mă sărute sau mi-aducea aminte că trebuie să iau o decizie cu cu privire la noi. tu par toxic aici. Probabil că ar fi trebuit să abordezi situația diferit. Iacată! Iacătă. Dar tot ce puteam să fac a fost să continui așa o vreme pentru că m-a afectat gândul că-l voi pierde. Iacată! Până la urmă am hotărât să-i spun adevărul, că nu sunt pregătită pentru o relație și că nu vreau să-l pierd, dar nu mai vreau nici să fiu egoist să-l țin așa lângă mine. După oran. a urmat ceea ce era previzibil. Ken a decis să rupem legătura și mi-a promis că o să revin în viața mea atunci când se va vindeca. Foarte matur, foarte corect. Nu mai aduc aminte cât a trecut, pentru că în perioada aia treceam printr-o criză cu Lucifer, dar a venit la un moment dat spunând că ea a fost foarte doar de mine. Am fost foarte fericită că voi recupera cel mai bun prieten. Dar nu m-am gândit nicio secundă la ce avea să urmeze. Deși el susținea că nu se mai gândește la mine în alte moduri, aveam să aflu mai târziu că mă mințea. Primul lucru de care s-a interesat a fost în ce stadiu eram eu cu Lucifer și foarte important dacă încă mai eram virgină. A, mi trimis o poveste pe care, în care îl chema pe cineva Lucifer și eu ar trebui să-mi amintesc. Ok, da, știu povestea. A Aia cu Lucifer. Deja eram îndrăgostită până peste cap de acest minunat băiat, care avea să devină prima mea iubire și pe care îl voi numi Lucifer. A părut foarte liniștit atunci când i-am confirmat că nu s-a întâmplat nimic, chiar fericit. De acolo a urmat o perioadă în care relația noastră de prietenie nu a mai fost la fel. Ken a început să devină foarte posesiv, să mă verifice constant ca să se asigure că nu ieșeam cu alți bărbați și să aibă crize de gelozie în caz că primeam atenție de la vreunul. Fiind plecat din țară pentru perioade lungi de timp, nu avea cum să vină să mă vadă, așa că îmi trimitea mesaje non-stop. Mă suna și se supăra când treceau mai mult de 20 de minute fără să-i răspund. Probabil vă întrebați de ce am permis aceste lucruri. Do you think anything is going on in this head? Nu mă întreb nimic. Uh, eu citesc și îmi fac treaba, da? Mă gândesc mai încolo. Răspunsul e simplu. Ken a fost persoana care a fost mereu lângă mine, îmi era foarte greu să nu mai am prin preajmă și foarte dor de cel mai bun prieten al meu. Știam că aș putea să-l pierd din nou și m-a afecta asta, dar am încercat totuși să am o discuție cu el în care să-i explic ce simt. M-a asigurat din nou că nu mai are alte sentimente pentru mine și că așa se comportă prietenii apropiați pentru că le pasă. Totuși, la un moment dat, nu am mai rezistat așa, deci am propus să rupem din nou legătura, chiar dacă mă durea să-l pierd iar. Ce a urmat a fost un nou Ken pe care eu nu-l mai recunoșteam. Prin urmare, vă rog să vă așezați cu mod și să nu vă necați cu popcorn. Ken s-a transformat din cel mai bun prieten al meu în cel mai bun stocă. De câte ori se întorcea în țară, își făcea drum prin fața casei, unde nici măcar nu locuiam singură pe vremea aia, deci era greu de crezut că aș fi adus alți bărbățoi ca să vadă ce activități am și să se asigure că nu fac nimic ieșit din comun. Într-o zi a fost chiar observat de rudele mele, cărora am spus că e un amic foarte bun, pentru că mi era frică și rușine să spun adevărul. Vă dați seama că toată lumea a presupus că suntem împreună, așa că a fost foarte ușor pe viitor să apară neinvitat, să-mi aducă flori și bomboane și să mă facă pe mine să par nerecunoscătoare pentru gesturile lui frumoase în fața celorlalți. În perioada imediat următoare a început să consume alcool, să provoace tot felul de scandaluri pentru care ajungea la poliție, dar scăpa de fiecare dată, pentru că avea prieteni care îl scoteau din orice situație. Mie începuse să-mi fie frică de ce ar putea face dacă l-aș expune pentru urmărit și pentru că se comporta de parcă aveam o relație. În consecință, a urmat o perioadă în care le-a spus până și părinților lui că suntem împreună și că urmează să mă ceară în căsătorie. Mama lui a început să-mi trimită constant mesaje pe Facebook în care îmi spunea cum mă apreciază, pentru că sunt fată cu minte. Referință la faptul că încă eram virgină și mă păstram pentru prețiosul ei copil, pentru că probabil asta i-a spus el. Că abia aștepta să-i fiu noră și că e în regulă să-mi fie rușine să merg să-i vizitez, iar ea nu pune presiune. Eram într-o situație din care chiar nu mai știam cum să ies, așa că mintea mea de semi-adult a găsit rezolvarea pe care o consideram cea mai corectă. Nu, nu i-am dat bloc. Am așteptat să plece din țară și am început să nu mai răspund la mesaje. Nici lui, nici părinților lui și nici tot neamului pe care l am mai pus să-mi scrie. Uneori mi era teamă că o să-i pună să mă urmărească, dar nu s-a întâmplat asta, sau cel puțin nu știu eu. Și că această soluție avea să funcționeze temporar. Așa că atunci când s-a întors în țară, am inventat cea mai inspirată minciună la care am putut să mă gândesc. I-am spus că nu mai sunt virgină și am încercat să descriu cum s-a întâmplat, deși nu știam nimic despre asta. Da, am făcut sex. Uh, uh... Mi-am... -mi uh, -uh. Vă dați seama că i-a căzut celul în cap. A fost extrem de rănit că l-am înșelat și a dispărut din viața mea. Parțial, pentru că în continuare mă suna atunci când se îmbăta ca să se plângă și să-mi spună că mă iubește. Chiar dacă acesta apare un final corect, așa cum v-am obișnuit până acum, poveștile mele nu se termină niciodată când ați crede că e suficient. Prin urmare, vă invit să ascultați cum Ken a apărut din nou în viața mea mai târziu, după o pe lungă perioadă de absență. Motivul, cel mai bun prieten al lui, a decis să-mi scrie următorul mesaj. Știu că tu și Ken nu mai sunteți împreună. E în regulă dacă încerc eu, mereu mi-a plăcut de tine. Eu n-am dat curs solicitării, dar respectivul s-a gândit că e de bună să-i pun aceeași întrebare și lui Ken. Așa că acesta i-a interzis categoric să mă mai caute, l-a și bătut, apoi și-a amintit din nou că există și au început iar telefonele plângând, la beție și amenințările către orice bărbat care ar fi îndrăznit să se apropie de mine. Am mai ținut-o așa încă o perioadă până când Ken a dispărut. Nu au întrebat de ce, nu mai dă niciun semn, dar văd să o femeie în pozele lui de pe Facebook și am presupus că aceasta era cauza. Ei bine, aveam dreptate, pentru că ulterior am aflat că s-a logodit. Cum am aflat? m-au sunat părinții lui să-mi spună că iubitul lor copil e pe cale să fac o greșeală, pentru că el mă iubește pe mine și să mă roage să fac ceva. Mi-am cerut iertare politicos și le-am spus că băiețelul lor e un adult responsabil de faptele sale și nu pot face nimic. Acela a fost momentul în care am crezut că am scăpat, dar mai târziu a început și el să-mi trimită mesaje. Am mai să discutăm despre asta și mi-a spus că nu e ceea ce și-a dorit, dar ea a pus presiune și deja e târziu pentru el, deoarece are anumită vârstă și își dorește o familie. Am ales să-i să fie fericit oricum și să nu mă bag în viața lui, așa că nu i mai răspuns la mesaje. Cum probabil că deja vă așteptați, chiar nu s-a Acolo a continuat să mă sune, să-mi trimită mesaje, își cumpăra cartele noi de fiecare dată când îi dădeam bloc și o lua de la capăt. La un moment dat l-am rugat frumos să oprească, pentru că deja e prea mult. Iar el este un bărbat logodit și eu nu vreau să fiu asociată cu așa ceva. A părut că înțelege. S-a oprit pentru o vreme, iar apoi a revenit doar ca să-mi facă o propunere. Puncte, puncte. I-a propus să fac un trisom. I-a propus să facă un copil i-a propus să facă cursuri de not. Ce credeți că mi-a propus Ken după toate cele întâmplate? Acest bărbățoi s-a folosit în continuare de problema pe care o avea cu alcoolul ca să prindă curaj să-mi spună că el încă mă iubește, că m-a iubit întotdeauna și că dacă eu co îi confirm că vreau să fiu cu el, anulează nunta pentru mine. Dar cu rugămintea să plecăm din țară, pentru că e rușine toți oamenii pe care i-a invitat deja la nuntă. <laughs> da, te nu am știut nici atunci și nici acum, nu știu dacă vorbea serios pentru că l-am refuzat. Desigur, consecința faptului că l-am refuzat a fost să mă, anunțe, să mă anunțe că va merge înainte cu nunta, iar eu nu sunt invitată. Ulterior, a urmat doar comportamentul lui tipic pe care îl știam deja prea bine. Mă suna în continuare plângând și mi trimitea mesaje în fiecare zi. At this point, change your number, ma'am. Change your number. Just get a new number. Get a new house. At this point, get a new face. Și îmi trimitea mesaje în fiecare seară. A continuat să facă asta până când a aflat soția lui. Nu știu cum s-au rezolvat lucrurile între ei, pentru că ea mi-a dat bloc peste tot, de pe telefonul lui, și a început să-l verifice. Așa că nu am mai auzit niciodată de el. O perioadă m-am simțit foarte vinovată, pentru că am aflat că ea era și însărcinată pe atunci. De ce te-ai simțit tu vinovată? M-am simțit uh, vinovată că bărbatul o înșela. În continuare, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, sper că au o familie fericită. Eu mi-am adus aminte de ce le-a întâmplat, doar acum. Cât? să scriu această poveste și nu mai sunt de mult afectate de ce s-a întâmplat. În concluzie, vă mulțumesc din nou că ați avut răbdare să ascultați încă o poveste despre alb din viața mea și îl rog pe minunatul domn Vlad să ne spună cât de toxic a fost acesta. Pies, am fost rugat să mă semnez, publici consensual de la a voastră misel. Cât cred eu că merită acest bărbat? Bună întrebare! Easily answered. Spargi toxic comentul clar. Literalmente jail. This, this, uh, this story is for the police. For uh, please police give me restraining order, please judge give me uh, uh, 500 km restraining order because this man is too much. Please help. Nu este o poveste pentru toxic, este clar pentru poliție. Agasantul ce a marcat adolescența. Trigger warning, violence and self harm. Bună tuturor! Domnul Vlad, chat și posibil YouTube. Scriu această poveste în timp ce ascult live-ul Toxic, my own personal and toxic muse. Auzind toate poveștile pe YouTube și live pe Twitch, te respect, bravo, așa, t tu, tu, vizualizatorul de pe YouTube, de ce nu ești pe Twitch? Ce ai de făcut vineri seară? Vino și te pe Twitch că e mai interesant, sunt live poveștile afli detalii juicy, uh, mă vezi cum nu știu să fac un intro de YouTube, fan, nu cam nu mă interesează. Vino pe stream. Probabil că povestea mea de dragoste toxică nu este cea mai cea dintre toate, but it was toxic enough for me so much that even after 8 years I still have nightmares with this guy on a monthly basis. Monthly basis? <laughs> Na, n-am abonament. <laughs> n-am abonament pe la nimic de 8 ani. Așa că m-am gândit să iau această scriere ca o terapie neplătită poate, poate scap de aceste vise enervante. Povestea mea începe având 17 primăveri minunate, petrecând un -mi vară alături de un grup de oameni pasionați de același gen muzical și pasiuni precum mine. Poroacărița! Ho! Toată povestea începe când un grup rival, datorită genurilor muzicale diferite, maneliștii. Noi eram rockeri și grupul rival de maneliști a pus muzică la banchet a început să frecventeze același loc social, făcând băieților din grupul meu destul de mult bullying. Ei mine mean, erau roacă, înțeleg. <laughs> cumva, eu m-am făcut remarcat în acel grup, unul dintre gagii, punând ochii pe mine. Long story short, grupul lui a făcut tot posibil să ne facă cunoștință, iar eu cum eram o ființă cu puțină experiență în relații, I said, well, why not? Ajungem cumva să formăm o relație and the red flags came like in an instant la nicio lună de relație în timp ce eram afară cu noul grup minune, cel mai bun prieten al meu, a long lasting friendship relationship for over 15 years now. Damn, nu dețin nimic de 15 ani. Corpul ăsta, mai mult de 15 ani. Se întorsese dintr-o vacanță și a venit și el în acel grup pentru a-mi aduce tricoul tipic I Love X Place și pentru a cunoaște pe domnul minune. Here comes the first red flag. Văzând că omul chiar mi-a cumpărat acel tricou mult dorit, l-am luat în brațe și i-am mulțumit, spunându-i sincer, Mulțumesc, te iubesc, super inocent și fără interpretări, din punctul meu de vedere. În aproximativ 30 de minute sunt sumonată să mă duc după mândrul meu fecior găsindu-l roșu de mânie, cu pumnii roșii și proaspeți zgâriați de la loviturile în diverse obiecte publice. Se uita într-un mod scary la mine și îmi zicea, jură-te că nu e nimic între tine și el. Capul meu de copil prost și infectat de seriale și filmele de hot bad guys a gândit doar oh, ce romantic, este gelos. Și l-am asigurat că nu este nimic între mine și acel băiat, so we could move on. Relația a durat undeva la trei ani jumătate. Excuse? Cât? În care am avut parte de multe red flags care cred că m-au marcat mai adânc decât credeam. I will give some examples below. Dacă îmi zici că ascultam anele ca red flag, ești banat de pe acest stream. Amândoi eram virgini. Așa că prima experiență sexuală a fost extrem de îngrozitoare și traumatizantă, făcându-mă ca pe tot parcursul acestei relații să fiu dezgustată de conceptul de sex. Detaliile nu-și au rostul, însă pe tot parcursul acelei relații am fost bombardată cu texte precum Eu te-am dizvirginat, sunt zeu, ai noroc cu mine. Altul te f***a și te lăsa. Doar eu am intrat acolo. Eu am fost primul. Restul nu mai contează. Și alte faze de genul. Remember the first flag s-a extins atât de mult încât ajunsesem într-un punct al relației în care aveam restricțiile clasice. Nu aveam voie să rămân la prieteni acasă pentru că sigur îl înșelam. Conversațiile mele cu prieteni băieți erau atent monitorizate. Ba chiar în momentul în care, da mi, Fiind băgat în seamă de un random guy, i-am dat sin și i-am arătat feciorului meu acest lucru, așteptând, like a puppy, a pat on the head and a good girl. Nat A început o mega criză și dramă în care am fost acuzată că de fapt am șters restul mesajelor și am lăsat strategic acele mesaje de bună ce faci ca să nu mai fie el suspicios, însă el știe mai bine. Sorry, what? De menționat este faptul că eu ieșeam de când ne-am combinat numai cu grupul lui și stăteam în permanență cu el și nu aveam voie să stau mult afară, deci nu puteam ieși seara târziu cu grupul meu. I was bullied by him multiple times regarding my weight. Sure, I had some extra kilos, but nothing exaggerated. Dar și dacă avei, dar și dacă avei mai multe chile, who cares? Deci ce mai era cu tine? Însă acest lucru nu l-a oprit să-mi amintească în numeroase lucruri de faptul că sunt grasă. Câteva exemple ar fi, de ce în sutienul așa tare? Nu vezi că ești grasă și ție șuncile pe lângă? Sau, mergând pe stradă cu el și niște prieteni, un gagiu random de pe stradă și-a întors capul după mine. Moment în care unul din băieții din grup mi-a spus, vezi, să nu mai zici că ești nașpa, tipul ăla și-a sucit gâtul după tine. Moment în care, al meu fecior, fără nicio reținere, spune, s-a uitat la tine pentru că ești grasă, nu pentru că ai fi frumos." dăm numărul lui acum dăm numărul lui Doamne, numărul lui acum! Mi-a stricat toate momentele frumoase cu colegii de clasă. La petrecerile de majorat, eu neavând voie să beau nimic, să dansez cu niciun băiat, el îmbătându-se ca porcul și abia mergând pe picioare la absolut toate majoratele prietenilor mei. Ba chiar a trebuit să mă facă de căcat în fața părinților celor mai bune prietene de atunci, când, la rugămintea fetei de a da un șat împreună, el s-a ridicat brusc gesticulând draconic și a pornit o mare dramă, că ce înseamnă să dau eu șaturi, că doar cu fac asta, ajungând să-mi petrec restul serii de majorat, afară cu el certându-ne monstru. Avea planuri de căsătorie cu mine, dar doar atât. Not o muncă, not o viitor nu tu baclat, sau măcar o dorință de a face ceva cu viața lui, susținut și de mămica lui cu textele Lasă, voi să vă iubiți. Și în momentele în care încercam să deschid acest subiect, de un posibil viitor împreună și de îngrijorările mele că el nu are un plan, nici măcar n-a învățat și aș urma o pasiune, dacă bac și facultate nu, eram închisă că nu e treaba mea și dacă îl iubesc, îl accept oricum. Trigger warning, self-harm, sper că l-am pus bine, sorry if not. După multe drame repetitive, majoritatea ca cele menționate mai sus, am reușit să scap de el cu o oarecare teamă, pentru că ajunsesem într-un punct în relație în care mi-a dat de înțeles într-un mod mai volat că el nu poate fără mine și dacă îl las, viața nu, mai avea, nu va mai avea sens și nu are de ce să mai trăiască. Well, somehow I managed to escape the threats and ended this toxic relationship. Of course, multe luni a încercat să-mi scrie Să mă caute, însă am reușit să evit Cu succes posibile împăcări Și să move on with my life And finally have my whore girl moment That actually led me to my actual boyfriend A sweetheart with whom I've been In a healthy relationship for 5 years now Care chiar m-a ajutat să redactez povestea Astfel încât să nu apară foarte multe informații Care să mă descopere Și așteaptă și el să afle dacă povestea a fost acceptată Ei bine, ia uite unde suntem Și pentru că am un mesaj Pentru că știu că o să se uite și el la acest show, probabil chiar va fi lângă mine în acest moment, încă aștept cerea în căsătorie. Well, acum îți dau ție toxic. Up until now I've... been a lui toxic, but now it's you. So, domnul Vlad, do your thing and award any level of toxicity you, fell, uh, you feel to this gajiu. Pupici consensuale and stay safe. Bun, în primul rând ca să nu uităm, să nu ne pierdem, să nu uh, pierdem problema cu adevărat importantă, Uh, uh, tu ești 100% toxică pentru că îl obligi pe gagică să te ceară în căsătorie. În al doilea rând, uh, știi ceva? Uh, Spargi toxicometrul de toxică ce ești. În al doilea rând, bărbatul din această poveste sparge și el un toxicometru. Că era un uh, pârlit insecure care nu te lăsa să faci nimic te uh, fat și mâia și te toate cele. Nu mai întrebe. Nu mai întrebe nimic. The Bumble B. Bună seara tuturor, inclusiv YouTube, dacă ajunge pe acolo, a mea poveste. Azi o să vă vorbesc despre o fostă relație începută unde în altă parte decât pe Bumble. Eu, 27F, am ieșit cu un băiat, supposedly 28. Avea să-i spunem Manuel, pentru că mi se părea ciudățel și am vrut să-l tai mai repede de pe listă. Să am timp să mă cunosc cu ceilalți. Din păcate pentru mine, am rămas chiar impresionată. Deși, looking back, erau ceva red flag vizibile de atunci. Omul și-a șters instant bumble după ce am ieșit, într-o încercare de a mă impresiona. Iar la al doilea date s-a aruncat deja în relații. Mi s-a părut ciudat, pentru că noi ne știam de o săptămână, dar am zis că ce poate fi așa rău. După două săptămâni de când ne cunoscusem, început să facă presiuni să mergem undeva, la munte, într-o scurtă călătorie. L-am refuzat frumos zicându-i că literalmente nu ne cunoaștem la nivelul ăla, plus că aveam planificat o călătorie cu niște prieteni. A reacționat ok la refuzul meu pentru că, ce să vedeți, omul avea pe altcineva în paralel să-i spunem Antoaneta despre care eu nu știam atunci. A urmat o lună de love bombing cinstit, unde bodogânea despre cum vrea să se căsătorească, că simte că i-a venit timpul, flexa cu banii lui, că vrea doi copii, încerca să mă facă pe mine să-mi imaginez cum aș arăta gravidă. Look, I, I put you in, uh in uh, pregnant filter. This how you look uh, pregnant, see? Very beautiful, very beautiful, look, look. Nice. Și alte căcaturi de gen. Era mereu gelos pentru că eu plecam destul de des din oraș, ba cu munca, ba acasă. Mă forța să-i dau poze mereu cu ce fac și el îmi trimitea cu cele mai banale chestii ever. Uite o banană. Mi-a spus că a tras la jocul corporației și că acum e ceva manager pe la un restaurant, plus dropshipping ca hobby. Prima mare discuție a fost legată de o petrecere. Trebuia să ne deplasăm undeva în alt oraș. Și mi-a spus foarte frumos că el vrea să luăm decizia împreună, ca un cuplu, unde mergem, ce facem, cum stăm, să ne punem de acord. Mi s-a părut ai să gândești așa. Două zile mai târziu m-am trezit cu omul căzuse deja de acord cu ceilalți din grupul său, unde mergem și ce facem. Mie nu nimeni nimic. A luat decizia în locul meu, deși altceva mi-a comunicat anterior și s-a aruncat să-mi plătească mi-a picat fața, am încercat să deschid subiectul, să ne lămurim ca niște adulți. Se eschiva oribil, nu voia să vorbească și nu am ajuns la nicio concluzie clară. Ulterior, omul s-a aruncat din prima la sexuți neprotejat. Mi-a sărit instant muștarul când a încercat să mă gaslightuiască că e vina mea că nu aveam eu prezervativ acasă. Mi-a spus că planul lui inițial era cu, însă eu a trebuit să-l opresc când am văzut că nu are. Am dat să mă ridic din pat și trecea de mine să nu plec. Moment în care l-am dat afară din casă. A început să se victimizeze în ultimul hal, că el nu știa că eu vreau cu plasticul ăla. Că el a fost doar în relații lungi, că și-a făcut analizele, etc. A plecat și m-a sunat în seara aia să-și ceară scuze să-mi spună că el nu vrea să încheiem relația din cauza asta. Cam înțelege și că vrea să plieze pe doleanțele mele. 12 ore mai târziu, mi-am luat ghost. Din păcate, și-a uitat ceva la mine. Un obiect cu valoare sentimentală. Eu Fată bună, am să nu-l dau la gunoi sau să-l pun pe OLX și am dat mesaj să-l întreb cum dorește să intre în posesia obiectului. Mi-a răspuns într-o doară că o să-l ia. Abia o săptămână mai târziu ne-am văzut și l-am dat. Moment în care omul a încercat din nou ceva cu mine și l-am trimis la plimbare. Din punctul meu de vedere, eram despărțiți. Aparent nu și al lui, pentru că omul a continuat cu zile. Tot atunci mi-a recunoscut că el nu avea nicio intenție să o facem cu prezervativ, doar a zis și el. I-am dat eu ghost câteva zile mai târziu. A zice că aici s-a terminat povestea, dar abia începe partea picantă. Printre într o extorsiune a unui degajament, folosit glumă de la Mondeni, m-a căutat o lună mai târziu și când nu s-a întâmplat nimic, să mă întrebe dacă mai sunt supărată pe el. Am ajuns să vorbesc cu Antoaneta. Am mirosit în ultimele două săptămâni de relație că ceva e putred în Danemarca, iar nasul nu m-a înșelat. Însă Manuel, da, o lună întreagă. Manuel a fost într-o relație exclusivă, în paralel și cu mine și cu Antoneta. Pentru că programul meu la muncă era pe timpul zilei, al ei pe timpul nopții, iar Manuel și-o merg cu diplomă, care făcea realitate doar dropshipping, no other job, timpul i-a permis să stea cu două. I mean, dacă poți, cine eu? Antoaneta, fiind cu el trei luni, a reușit să-l cunoască mai bine. Așa am aflat de la ea că Manuel mă mințea de înghețau apele. De la facultatea urmată, la job, îmi expunea aproape zilnic ce probleme foarte convingătoare a avut la muncă. Îmi dădea fotografii false din așa zisul lui birou, etc. Chestiuni legate de familia sa și, surpriză, vârsta. Antoaneta a fost și amințită am inițial, pentru că Manuel i-a spus că are 29 de ani. Mind you, mie mi 28. În realitate, omul are 31. Practic, mă minți înainte să mă minți. Acela scandal pe tema prezervativilor l-a avut și cu Antoaneta, care, din câte am înțeles, i-a oferit șansa de a primi dodoașcă spre deosebire de mine. Așa l-a prins că și-a scos prezervativul fără consent. Bă, știți, căcatul ăsta nu l-am înțeles niciodată. Să-mi dacă mă înțeles. Bă, dacă deja ți-ai pus prezervativul, da? Deja ești în procesul actului sexual. What morții mei is the thing să-ți scoți prezervativul? Nu înțeleg. Gen, nu, 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 înțeleg. Să vrei de la început să faci fără prezervativ, șor. sure. ai, trecut prin momentul de a spune pune prezervativul. Nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg, nu înțeleg. Același love același gelozie, mai, mai mult cu ea a și plâns. Vreau doar să știu cum a reușit performanța să nu se încurce niciodată. Cu în detalii. De la mine ia 10 la minciună și logică, dar nu trece la actorie. Fetelor, aveți grijă pe Bumble. Pupix. Clar și fără nicio discuție, this is not a story for me, this is not a story for Toxic, this is a story for Mr. Policeman. Și așa se încheie încă un episod din Toxic. Dacă ți-a plăcut, lasă un like, dă un comment, dă și un sub, de ce nu. Și dacă ai o poveste cu un bărbat toxic, trimite-o la adresa de e-mail -gmail Și nu uita, noi ne vedem în fiecare vineri de la 20.00 live pe Twitch trei zile am fost într-o transă, să zic așa, în care tot ce știam să spun era fratele iubitului meu e copilul lui.